Cu etapă înainte de finalul campionatului, echipa antrenată de Victorina Bora a întâlnit pe teren propriu echipa CSU de Vest Timișoara. În sala plină de iubitori ai handbalului slătinean și într-o atmosferă incendiară, slătinencele au reușit să se impună cu scorul de 39-22. Așa cum era de așteptat, aceștia s-au ridicat la nivelul așteptărilor și le-au încurajat pe fete pe durata întregii partide. Suporterii au fost încântați de spectacolul oferit de elevele Victorinei Bora. Un meci foarte interesant, foarte frumos. Cum arată și scorul, 39-22, suntem buni. Alături de fete în Sindicarea Națională. Da, fiecare deplasare. Mă duc cu sufletul deschis, pentru că am intrat în istorie. Ce le urați fetelor? Mult succes și să fim pe primul loc. Sper să aibă un viitor bun în ligă și să fie motivate să meargă mai departe. Sunt bune fetele, ce să vă zic, sunt foarte entuziasmată că au intrat în ligă. O să le fiți alături și în Liga Națională? Tot timpul. Mie mi-a plăcut foarte mult acest meci, mie s-au părut foarte bune fetele. Vei merge în continuare la meciurile disputate de fete? Desigur, oriunde, oricând. Să înțeleg că ești o iubitoare a handbalului? Da, am făcut handbal. Foarte frumos, da. Ce le doriți fetelor? Pe viitor, succes în continuare. Sunt foarte minunate fetele, deci noi venim mereu, e gașca noastră, dar aici facem galerie. Palmele mi s-au înroșit, gâtul mi-a răgușit, am zis că mereu CSM, bravo fetele! Întreaga echipă a mulțumit galeriei, care a demonstrat încă o dată că poate fi al optulea jucător. Aș vrea să le mulțumesc din suflet pentru tot ce au făcut pentru noi. Îmi doresc să vină din ce în ce mai mulți, pentru că avem mare nevoie, la anul va fi infinit mai greu. Și atunci avem nevoie de suportul lor. Mă bucur și eu alături de suporteri, țin să le mulțumesc încă o dată pe tot parcursul campionatului, pentru că au fost alături de noi, ne-au susținut și ne dorim să ne susțină în continuare. Publicul a fost minunat, ne așteptam să fie număr mare, poate chiar mai mare, și atmosfera și coreografia ne-au dat așa un spirit foarte de luptători, așa. Am început puțin că am ezitat în meciul cei drept și mă bucur pe parcurs am reușit să ne revenim. Ce vă propuneți pentru viitor? Pentru viitor. E greu, suntem oarecum conștiente de nivelul la care se va juca, mai avem mult de muncă. Sperăm ca publicul să fie atât de noi și în momentele cele mai grele de atunci. Suporterii slătineni abia așteaptă să le fie alături handbalistelor de la CSM Slatina în evoluția lor din Liga Națională.